Frășesorul, vreau să citesc un singur verset din Evrei, capitolul 11, versetul 7, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Prin credință, noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin. Am citit acest verset din Scriptură pentru că așteptăm să vină la casa Domnului o familie cu copilul nou născut pe care Dumnezeu l-a dat ca binecuvântare în această familie și cu această ocazie a pus Domnul pe inimă să predic ceva în câteva minute tocmai despre familie. Deci, eu mai cred că fiecare dintre noi ne gândim la casa noastră, la cei din casa noastră. Și poate că cel mai adesea ne gândim la casa noastră din perspectiva lui a avea, să avem sau copiii să aibă. Și atunci când privim la familie sau ne gândim la familie din această perspectivă, ceea ce facem noi este să depunem toate eforturile și să muncim cât se poate de mult pentru ca să avem sau să aibă și chiar să avem ce să lăsăm după noi. Sau alteori ne gândim la familie din perspectiva lui a fi, să fie ceva în societatea în care trăim. Și dăm la școlile cele mai bune, cheltuim cât se poate de mult, pentru ca într-o zi sau într-o anumită etapă a vieții să fie ceva. Poate că sunt, poate că ajung să fie. Mai că, dragii mei, cred că ar trebui să ne gândim la familie și dintr-o altă perspectivă. Ieri mi s-a întâmplat ceva, eram acasă în camera unde studiez, de obicei studiam ceva și a venit unul dintre nepoți la mine să-mi arate ce grozăvi a făcut el din Lego am uitat în extraordinar, ai realizat ceva extraordinar. Dar a zis, da, bunicule, de ce ești supărat? Sau a zis, ești supărat? Am zis, nu supărat. Dar atunci ce s-a întâmplat? Am zis, mă gândesc la tine ce o să fi când o să fii mai mare. O să fii băiat cu minte sau o să fii băiat rău? Și a zis, o să fiu băiat cu minte. Când i-am spus chestia asta, dragii mei, Deja m-am gândit la el dintr-o altă perspectivă, nu să aibă, nu, nu știu, să fie cineva în societate. Deci mai, stăm în fața unui cuvânt care ne arată că într-o zi sau într-o perioadă de timp Dumnezeu i-a vorbit ceva lui Noe despre familia lui. Noe, vreau familia ta să fie salvată. Imaginați-vă că ar veni Dumnezeu să ne vorbească nouă, celor care suntem părinți în locul acesta. Credeți că ne-ar spune ceva de același gen? Oameni buni, vreau familia să vă fie salvată. Și din momentul acela, noi am început să se gândească la familie dintr-o altă perspectivă. Nu știu cum s-a gândit până atunci. Probabil că a muncit, a, a tras și el în vremea aceea când lucrurile erau mai rudimentare. Să aibă familia. Dar din momentul în care Dumnezeu i-a vorbit și a spus, vreau familia ta să fie salvată, din momentul acela Noe s-a gândit la familie din această perspectivă. Familia mea să fie salvată. Dragii mei, despre asta vreau să predic în câteva minute... E vremea să ne gândim la familie dintr-o altă perspectivă. Și acum, întrebarea este din ce perspectivă? Mai întâi de toate, dragii mei, să începem să ne gândim la familie din perspectiva unui pericol care ne paște. E sau nu e pericol? Ce ziceți? E un pericol care încearcă să dea busna peste familiile noastre. Sau mai multe pericole. În societatea, în cultura în care trăim, dragii mei. Știți că există pericolul, printre altele, în casa noastră, fiecare în pătrățica lui. Câți vor fi în familie? Să începem să abordăm foarte diferit viața. Unii într-un fel din casă și alții din casă în alt fel. Știți asta? Frați și surori. Unii să abordeze familia, poate părinții care sunt maturi, care sunt credincioși serioși, care, care au relație cu Dumnezeu. Poate abordează familia din perspectiva unor valori, a unor principii. Asta e bine și asta e rău. Faceți asta ca și părinții. Să trageți o linie de separare între ce este bine și ce este rău. Și să le puneți lucrurile la locul lor din perspectiva valorilor pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte. Dumnezeu a zis asta e bine și asta e rău. Și noi am îmbrățișat ce a zis Dumnezeu bine și am spus asta e bine. Și am îmbrățișat ce a spus Dumnezeu și zicem asta e rău. Numai că s-ar putea în casele noastre să fie cineva, poate copiii, care nu abordează viața din perspectiva valorilor, ci din perspectiva lui îmi place, așa îmi place mie. V-ați uitat la copii din această perspectivă. I-ați auzit zicând, așa îmi place mie. Dacă într-o zi, dragii mei, fiul care a devenit risipitor a ajuns în această stare, știți de ce a ajuns? Pentru că a abordat viața diferit de tată. Tată avea principii, avea valori. Și fiul a zis, mie așa îmi place. I-au tras și am plecat. și îmi văd de viață. Și trăiesc cum îmi place. S-ar putea, dragii mei, ca în aceeași familie, unii să abordeze viața foarte realist. Și să știe, oameni buni, viața nu-i totdeauna uh, bine, nu-i totdeauna succes, nu-i totdeauna câștig, nu-i totdeauna belșug, Și alții să fie niște visători, să aibă impresia că viața e floare la ureche. Ei, nu e floare la ureche viața totdeauna. Unii din familie s-ar putea să abordeze viața din perspectiva viitorului, cândva, cum va fi cândva. Și alții din perspectiva clipei, trăiește clipa. Deci mi imaginați vă Că așa se întâmplă în casele noastre. Și vă întreb, dacă unii abordează așa și alții altfel, cum va fi finalul? Cum va fi? Un alt pericol, dragii mei, care, care uh, s-ar putea să vină peste casele noastre, este să ignorăm vorbirea lui Dumnezeu. Unii să o ia în serios. Și alții să ignore ce zice Dumnezeu. Pentru unii să fie important și pentru alții să nu fie important. Spuneți, dragii mei, dacă nu se întâmplă în casele noastre așa ceva. Pentru unii, cuvântul lui Dumnezeu are rezonanță. Când Dumnezeu a vorbit, când Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, dragii mei, omul ăsta a luat în serios ce a zis Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus, fă asta, noi s-a apucat să facă asta. Dacă Dumnezeu a spus, intră, noi a ascultat și a intrat, dragii mei. Pentru că acest cuvânt de la Dumnezeu a rezonat puternic în ființa lui. Dar sunt alții în casă care, care ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a dus Lot la, la ginerii lui să le spune ceva din partea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a uitat la Sodoma și a văzut o păcătoasă. Că Dumnezeu a luat o decizie. O zic glume nu e nimic serios în toată treaba asta. Ei vreau să vă spun, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește serios. Și, dragii mei, dacă așa abordăm viața, fără valori, fără principii, așa îmi place, ignorând cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, pericolul care stă în fața noastră este, dragii mei, ca într-o zi Dumnezeu să rostească judecata aici Dragii mei, noi se confrunta cu acest pericol, să vină judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă evaluarea și Dumnezeu să împartă dreptatea. Duceți-vă sau veniți. L-aș -aș ruga pe Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu, să gândim familia și din perspectiva pericolelor care ne pască în această vreme. Am spus doar în trecere lucrul acesta. Sunt multe alte pericole. În al doilea rând, ar trebui, dragii mei, să gândim familia din perspectiva responsabilităților de care nu putem fugi. Sunt ale noastre. Dumnezeu ni le-a dat. Sunt părinți care spun, i-am auzit eu pe unii spunând, eu las copiii mei să crească și să decidă ei când vor fi mari. Ce se decidă? Ce se decidă? Pentru că decid în funcție de sămânța pe care ai plantat-o acolo care va crește și va da rod. În funcție de asta vor decide. Dumnezeu ne-a dat responsabilități ca părinte. Nu putem fugi. Suntem preocupați. Eu mă ocup de, de a le asigura cele necesare, să le creez condiții, context, confort și când vor fi mari vor alege. Nu, nu. Am responsabilitate de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a trasat acestui om o responsabilitate pentru casa lui. Și întrebarea este ce responsabilități avem noi de care uneori vrem să fugim, nu putem fugi sunt ale noastre? Dumnezeu ne va trage la răspundere pe baza responsabilităților pe care ni le-a dat, dragii mei. Una dintre responsabilități, știți care este? Să fim atenți. Suntem responsabili să fim atenți în casele noastre, să știm ce se întâmplă. Credeți că asta e responsabilitatea noastră? Să știm ce se întâmplă. Spune în Proverbe 31 despre femeia cea înțeleaptă, veghează asupra ceea ce se întâmplă în casa ei. Știe. Știe ce e cu băiatul mare, ce e cu fata mai mică, știe ce e cu nu știu care, știe pe unde sunt, știe cu ce se ocupă, știe cine le sunt prietenii, știe ce fac în camera cealaltă. Dragii ce mei, dacă mă duc undeva și sunt cazat la un hotel, poate ați fost unii. Nu mă interesează cum se comportă cei din camera, din camera cealaltă, dincolo de perete. E treaba lor. Dar la mine acasă sunt responsabil să știu ce se petrece dincolo de ușa închisă. Când copiii au încălzit ușa după ei. Sunt responsabil! Pentru că Dumnezeu m-a făcut responsabil să știu ce se petrece în casa mea, să veghez asupra ceea ce se petrece în casa mea. E responsabilitate de la Dumnezeu. nu e ca la hotel, că nu mă interesează cei dincolo. Trebuie să știu. Sunt responsabil să învăț. În proverbe zice cuvântul lui Dumnezeu, învață pe copil matematică engleză. Nu mă pricep la matematică, nu-s grozav. Nu mă pricep la chimie, nu mă pricep la computer, nu mă pricep. Și nici nu trebuie să te pricep, s-ar putea să nu poți face matematică cu copiii tăi pe clasa a doua, că s avansați deja. Dar învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Învață-l. Zicea Dumnezeu Evreilor în Vechiul Testament, puneți-vă la inimă, la suflet și la inimă cuvintele astea pe care vi le spun astăzi și învață pe copil legea lui Dumnezeu. Deci, mei, ca să putem să învățăm pe copil, trebuie noi să punem mai întâi aici la suflet legea lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem. Că, dragii mei, dacă o avem aici la suflet, înseamnă că ni dragă legea lui Dumnezeu. Spunea un om în cartea Psalmului, în Psalmul 119, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Adică mi dragă legea ta. Și o pun la suflet și o scot de aici de la suflet și îi spun copilului meu legea lui Dumnezeu de aici de la suflet. Nu doar din minte, că am învățat pe de rost reguli din Scriptură. E la sufletul meu. Am această Responsabilitate de la Dumnezeu. Să învăț. Legea lui Dumnezeu. Am responsabilitatea de la Dumnezeu, deci, să-i corectez. Copiii dumneavoastră, nu știu, preadolescenți, adolescenți, fac greșeli. Au făcut odată greșeli în familia noastră. Copiii noastre au făcut greșeli. Ce ați făcut când au făcut greșeli? Știți că uneori ne amuzăm de greșelile copiilor noștri, știți? Poate că e o vârstă la care te poți amuza. Dar știți că este o altă vârstă că nu ai voie să-ți permiți să te amuzi de greșelile copilor. Trebuie să le corectezi. Că vor crește strâmb. Și vor crede că acelea, acele greșeli nu sunt greșeli, sunt lucruri amuzante. Și ascultați-mă. Asta se întâmplă dacă nu corectăm. Și corectăm uneori prin disciplinare, corectăm alteori prin interdicție, că este o vreme când poți să le interzici și vine o altă vreme când nu mai poți să le interzici. Cât poți să le interzici și să înveți să crească drept, interzicele, interzice-le. Că vine o vreme când nu mai poți. Și în o altă responsabilitate, dragii mei, știți care este ea noastră, să ne preocupăm de viitorul copiilor noștri. Acum, ziceți-mă sigur, fiecare părinte cu minte, cu uh, sănătos la cap, se, se preocupă de viitor. Că de asta ziceam la început ne trudim, adunăm, cheltuim pentru ei, îmbrăcăm cum se poate mai bine de la nu știu care firmă, le creăm condiții extraordinare pentru că vrem să aibă viitor, îi dăm la școală să aibă viitor. Doar atât? Într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui noi așa, intră în corabie tu, nevastă ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi. Dar de ce se intră în corabie? De ce, dragii mei? Pentru viitorul lor. Că dacă n-ar fi intrat în corabie, n-ar fi avut niciun viitor. Ar fi pierit împreună cu toată lumea aceea. N-ar fi avut viitor. Intră în corabie tu, nevastă ta, tăi, pentru ca să aibă viitor. Când Dumnezeu prin îngerul acela s-a dus și a spus lui Lot, ieși din cetatea asta, tu și casa ta, ieși pentru ca să ai viitor. Dacă rămâi aici în cetate, n-ai niciun viitor. Vă întreb, i-a dat Dumnezeu acestui om din Biblie responsabilitatea să se preocupe de viitorul copiilor? Sigur, nu doar să aibă și să mănânce bine și să se îmbrace bine de viitorul ăsta, să aibă viitor copiii. Mă spun un lucru, dragii mei, și închei, sper să fi venit și familia care s-a anunțat că vine astăzi la casa Domnului. În al treilea rând, dragii mei, trebuie să ne gândim la familie din perspectiva soluțiilor furnizate de Dumnezeu. Dacă e pericol, dacă sunt situații complicate, dragii mei, trebuie să găsim o soluție și vreau să vă întreb, cine are soluția desăvârșită pentru problemele noastre? Zicea Dumnezeul lui Noe, 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 e un pericol care vine peste voi, peste lumea toată. Dați dau, îți furnizez o soluție. Soluția aceasta, fă un chivot. Asta e soluția să scapi. Vreau să vă spun că Dumnezeul acesta care îi spunem Tată, preocupat de noi, de prezentul nostru, dar și de viitorul nostru veșnic, Dumnezeul acesta are soluții. Vă spuneam despre Lot, soluția pentru Lot a fost să iasă de acolo. Pentru noi e să intre în corabie. Soluția pentru noi și pentru casele noastre, dragii mei, pe care ne-a dat-o Dumnezeu este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, nu numai pentru ale noastre, pentru ale întregii lumi, inclusiv pentru ale caselor noastre. Este jertfa de ispășire. Dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi. Vă apreciez pe toți din locul acesta, părinți care, care vă gândiți la familie dumneavoastră. Știu că munciți să le asigurați toate cele necesare copilor. Știți că vă gândiți să-i creșteți să fie cineva în societate. Domnul să-i binecuvinteze. Să începem să ne gândim, dragii mei, dintr-o altă perspectivă. Sunt pericole care ne pasc familia, mai ales în vremea aceasta să ne gândim din perspectiva responsabilităților pe care le avem. Dumnezeu ni le-a dat și Dumnezeu ne cheamă într-o zi să dăm socoteală. Să ne gândim din perspectiva soluțiilor lui Dumnezeu. Această soluție, Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, să fie chivotul acesta prin care noi să ne scăpăm casele și într-o zi noi și casele noastre să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne zică veniți și moșteniți în împărăția care a fost pregătită de la temerea lumii, pentru tine și pentru casa ta. Dumnezeu să ne ajute la locul acesta, amin.